Ce faceți acum la Londra să vă întrețineți, doamna Iar la Londra am ajuns... Muncesc. Muncesc, sunt e cu familia. Grea? Este muncă grea. Dar faptul că sunteți cu familia și faptul că aveți acest obiectiv de a face rost de bănuți ca să puteți să vă plătiți, să vă reeșaloneze banca, ratele, să vă puteți plăti ratele, e tot ceea ce contează în clipa asta, corect? Da. Da. Doamnă, în seara asta probabil... Problema... Vă rog. Problema cea mare a mea este acum cu mâinile. Așa. Pentru că am nevoie de mâini ca să muncesc. Și care e problema cu mâinile? Și încă n-am ajuns. Am o problemă, sindromul de canal carpian se numește. Am înțeles că trebuie să mă operez, că altfel nu există tratament decât antiinflamatoare, care mi-a distrus deja stomacul. Durerile sunt crunte, sunt nocturne. Deci, practic, vă dor mâinile foarte rău, nu? Este durere pe nerv. Foarte tare, da. Și am o sensibilitate la degete. E destul de crescută, mă dor, adică mă concentrez să nu scap obiectele din mână pentru că mi-amorțesc foarte tare. Eu dimineața când mă trezesc cu ele deja amorțite și depinde de, nu știu de ce depinde, odată întrece mai repede, odată mai durează mai mult până îmi revin. Sunt nevoită să muncesc cu ele amorțite deja și m-am învățat. Amorțeala nu mă mai deranjează. Efectiv, m-am obișnuit cu amorțeala, atât că sunt atentă să nu scap obiectele din mână. Doamna Bauman, pentru fetele care m-au făcut Dumnezeu înscenarea... Că nu am reușit. Pentru fetele care v-au făcut înscenarea și care probabil că în seara asta se uită la dumneavoastră, ce le-ați spune? Doar atât. I-am spus și domnișoarei Gina. N-am ce să le spun decât că există, nimic nu este lăsat așa, în van. Ele probabil se așteaptă, știu lucrul ăsta, că România au evoluat foarte mult și spiritual și psihologic. Nimic nu rămâne neplătit în această viață. Toate lucrurile care le facem, eu ca persoană, dumneavoastră, oricine, se întorc în zecit. Fac lucruri bune, se întorc lucruri bune. Fac lucruri rele, se întorc lucruri rele. Onestitatea în viață și, mă rog, lucrurile pentru care trăim și luptăm sunt până la urmă fundamentale. În momentul în care înșenezi cuiva că a luat exact. O șpagă de 60 de lei și de fapt n-a luat acea șpagă, ci a tăiat chitanță și asta apare la dosar și e condamnată la 3 ani de zile, care distruge până la urmă viața în mod fundamental, asta nu are cum să nu se întoarcă împotrivă. Doar o secundă, ne întoarcem la București, rămânem cu fereastra de la Londra. Alice Răghici, ce îi spune doamnei Bauman, ce e de înțeles de fapt din această dramă? Povestea Tatiana este o victorie a luptei împotriva corupției, nu? Da. Am avut puțin mai devreme niște flash-uri care au însemnat viața mea, a ta, a celor de aici, a celor de acasă, a Tatianei și a familiei ei în ultimii 15 ani. Pentru că din 2004, tot ce ni se întâmplă până astăzi e viața noastră, a tuturor. Și dacă cei pe care i-ai plasat în topul penibililor ar fi fost caragioși la ei acasă, nu era atât de grav. Dar ei au fost caragioși, penibili, pe viața noastră, pe soarta noastră și au fixat ca traseu ideologic, ca traseu de luptă politică, exact această bătălie împotriva corupției. Iar Tatiana este expresia victoriei luptei împotriva corupției. Am mai văzut o victorie cu un primar care și-a pierdut ambele picioare și care a fost achitat. Fata asta a stat 3 ani, 3 luni și nu mai știu cât era condamnarea din care a executat cât prevedea legea, minus zilele câștigă muncă, pentru 60 de lei. Pentru că erau doamnele alea 3-4 fete, nu erau fete.
Erau ofițeri la DGA, Tatiana știe probabil deja lucrul ăsta. Nu veniseră nici el acolo de capul lor, le trimisese și pe ele cineva. Știm cum se întâmplă. Că și-au dat seama până la urmă că n-a mers treaba și că le-ai tăiat chitanță și că nu era în regulă ce au făcut, probabil că și-au dat seama, dar nu ele au decis.